Dacă nu ți-a răspuns la mesaj, atunci sigur are pe alta. Te rog, lasă-mă să te contrazic și să te gândești că uneori nu este vorba despre alta, ci poate este vorba doar despre faptul că stă singur la el în casă, poate stă în pat sau pe canapea și în același timp se scarpină, mă rog, știi tu pe unde, însă numai ție nu-ți răspunde la mesaj și nu-l interesează. Poate alte ori este alături cu o altă sticlă de bere, de vin sau mai știu eu ce, cu o altă pungă de chipsuri, poate cu o prăjitură alături sau cu o friptură de berbecuț. Ce este cert în această situație este că el de fapt nu este lângă tine, ceea ce pe tine te deranjează și nevoia ta neîndeplinită în acest context este că tu simți lipsă, simți absență, simți abandon și respingere. Astea fiind răni ale tale care se pot activa atât în raport cu partenerul pe care l-ai în acest moment, cât se poate activa și în raport cu un alt partener dacă, să zicem, închei această relație. Pentru că ceea ce ai tu de fapt de lucrat este pe propria ta rană de abandon și rană de respingere. De asemenea, mă tot uit la gândul acesta că una, două, cum el se distanțează un pic, la tine apare gândul cum că ar fi cu alta. Care-i treaba cu rana aceasta de trădare? Ce anume proiectezi pe acest om care a apărut în viața ta? Evident, dacă știm în acest moment că ai testat poate realitatea și într-adevăr nu este vorba, tu nu ai o garanție că este într-adevăr o altă femeie la mijloc, ci sunt doar bănuieli de ale tale gânduri. Însă ai grijă la aceste gânduri, pentru că noi în psihoterapia cognitiv-comportamentală le gândim gânduri automate negative care vin și ne invadează mintea. De asemenea, poate fi și o profeție auto-îndeplinită, da? Din ce ți rulezi gândul acela, ce se face, se poate întâmpla și o să vedem că el la un moment dat chiar se poate transforma în realitate. În terapia cognitiv-comportamentală, încă o dată spun, este denumită ca fiind profeție auto-îndeplinită. Ai grijă ceea ce gândești la gândurile negative, tu trebuie să pui un filtru și să te duci către tine. Însă încă o dată mă gândesc ce anume proiectezi pe el. Ce rană a ta este cu detrădare și în raport cu cine s-a consolidat? Ai văzut că ai tăi în familia de origine s-au înșelat, tata a înșelat-o pe mama sau mama l-a înșelat pe tata, a existat divorț și cauza divorțului a fost o altă femeie sau un alt bărbat în momentul în care ei s-au separat? Ai materializat alte relații în care tu ai fost trădată, ai fost înșelată și acum toată povestea asta pe care o ai din familia de origine și din alte relații în care tu ai fost, o proiectezi și o pui pe umerii omului. Evident, există și cazul în care poate tu chiar știi și are pe alta, însă nu despre asta vreau să vorbim în acest clip. Acolo este foarte simplu, dacă el într-adevăr este cu o altă femeie și ai testat, este despre rana ta de trădare, despre care cu siguranță vom vorbi în alte clipuri. Însă gândește-te la ce gânduri îți invadează mintea și cum anume poți să le pui filtru și cum poți să le transformi în niște gânduri mult mai funcționale. Asta se întâmplă într-un proces de psihoterapie. Poți să intri de asemenea în grupul de suport Dragă Sofia, ai grijă de tine, este în fiecare joi la ora 19 pe Zoom. Te aștept și pe tine să detaliem împreună și să dezvolți mai mult mindset-ul tău, încât să creezi magnetism din interior și să te simți bine, în primul rând, tu cu tine, ca să poți să fii funcțională într-o relație, în relația cu partenerul actual sau într-o relație cu un alt bărbat care ți răspunde nevoilor și îți îndeplinește aceste nevoi de a fi prezent, de a fi lângă tine, de a fi conectat cu tine. Te pup, follow Diana Bordean.